În cursul acestei zile, polițiștii rutieri au desfășurat o acțiune preventivă pe raza localității Scoarța, pentru a le reaminti șoferilor riscurile la care se expun când utilizează telefonul la volan sau efectuează alte activități în timpul condusului. Polițiștii le-au oferit conducătorilor auto căști de tip hands-free și pliante cu recomandări. Aceștia din urmă au fost încurajați astfel să respecte regulile de circulație și să conștientizeze cât de riscantă este neatenția la volan. Ieri, 28 decembrie anul curent, polițiștii rutieri au desfășurat o acțiune preventivă în localitatea Scoarța, în cadrul proiectului Educație Rutieră, moderarea factorului uman prin responsabilizarea participanților la trafic pentru creșterea gradului de siguranță rutieră. Campania își propune să reamintească conducătorilor auto riscurile la care se expun atunci când utilizează telefonul mobil la volan sau efectuează concomitent mai multe activități pe lângă conducerea vehiculului. În cadrul activității, oamenii legii au oferit conducătorilor auto căști de tip hands-free și pliante cu recomandări, încurajându-i să respecte regulile de circulație și să conștientizeze consecințele neatenției la volan. Utilizarea telefonului mobil, fără opțiunea mâini libere, crește riscul de a fi implicat într-un accident de circulație.